nu mi se dădea dreptul să îmi aleg, da, tipul de naștere pe care îl consideram potrivit pentru mine, repet, în condițiile în care eram o gravidă sănătoasă cu o sarcină normală. N-a fost niciodată un dezavantaj faptul că sunt femeie, până în momentul, repet, în care am devenit mamă, am rămas gravidă. Și tocmai de aceea și frustrarea și furia mea la primul caz de discriminare, da, în care eram actor principal, au fost atât de intense. Nu eram obișnuită. Eram obișnuită să fiu apreciată că sunt femeie, nu să fiu discriminată și, cum să vă spun, înjosită. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.